În perioada 10-12 iulie s-a desfășurat în incinta stadionului municipal Ion Comșa din Călăraș etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, ediția 2019. La această etapă au participat 12 echipaje ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență din 7 județe: Tulcea, Brăila, Ialomița, Galați, Constanța, Buzău și Călăraș. În urma susținerii probelor de concurs au fost desemnați câștigători. La categoria servicii private pentru situații de urgență, locul 1 a fost ocupat de echipa Vard din Brăila. Locul 2 a fost ocupat de echipa Saint-Gobain Călăraș, iar a treia poziție a clasamentului a fost ocupată de cei de la Oil Terminal Constanța. La categoria servicii voluntare pentru situații de urgență, clasamentul a fost următorul. Locul 1, echipa din Movila Mireții Brăila, pe 2 s-au clasat cei din Comuna Grădiștea, județul Călăraș, iar pe 3 echipa din Jijila, Tulcea. Echipele câștigătoare la concursurile profesionale ale pompierilor voluntari vor participa la etapa finală, care se va desfășura în județul Prahova pe parcursul lunii august. După 3 zile de organizare și competiție, întâlnim și la finalul acestei frumoase competiții, prime de trecere, după care am auzit eu, cei mai bine au câștigat, felicitări lor, felicitări tuturor celorlalte echipe competitoare, pentru fiecare a fost un câștig, primul rând competițional și în al doilea rând social. V-ați întâlnit cu alți oameni în alte județe, cu alte misiuni specifice fiecărui județ, misiuni specifice fiecărui operator economic, care trebuie să căpătați cumva niște noi cunoștințe. Pentru asta vă felicit, câștigătorilor multă parte succes la competiția națională, felicitări încă o dată și chiar dacă n-am terminat, urmează festivitatea premierei, un drum bun spre casă, să ne auzim cu bine și anul următor la viitoarele competiții. Felicitări! Ștafeta fatelor 100 de metri, servicii voluntare, locul 3, Comuna Jijila. Locul 2, ștafeta fatelor 100 de metri, Comuna Grădiștea, județul Călăraș. Și locul 3, Comuna Movila Mireții Brăila. Prova discursivului de intervenție la motopompă, începem cu locul 3, Comuna Jijila. Locul 2, Comuna Grădiștea. Și locul 1, Comuna Movila Mireții. Ce se face cu capatorul ăsta? Și înainte de a trece la primul clasamentului general,
Comisia de arbitri și juriul de concurs a hotărât să oferă primul fair play Comunei Făgăieni, Ialomița. Am ajuns la clasamentul general, locul 3, OE Terminal Constanța. Locul 2, clasament general. Sandu Băinglas, România, Călăraș. Și în locul 2, clasament general și participant la etapa națională, Vlad Brăila Isa. Bravo băieți! Să vă toate o loc la națională. La băiesc, e munca lor. Acolo, acolo, sus, sus, sus. Bine,